Avocatul net.ro atrage atenția asupra faptului că până în luna august a acestui an, România are obligația de a aduce modificări la codul muncii, punând în aplicare două directive europene din sfera relațiilor de muncă. În principal, modificările se referă la apariția unui nou tip de concediu, adică în codul muncii trebuie transpus conceptul concediului de îngrijitor de 5 zile lucrătoare, ce poate fi solicitat de orice salariat care are grijă de o rudă bolnavă sau orice persoană grav bolnavă care trăiește în aceeași locuință. A doua directivă europeană prevede obligația angajatorilor de a furniza în scris mai multe informații decât în prezent legate de raporturile de muncă.